Fostul șef al brigăzii rutiere București a fost reținut de procurorii DNA, împreună cu el și complicele lui, un comisar șef de la poliție, fost șef al biroului de accidente rutiere cu victime. Cei doi sunt acuzați de trafic de influență. Se pare că bărbații ar fi primit 3.000 de euro mită ca să scape de dosar penal un șofer prins băut la volan. Îi promiseseră că l-ajută și să-și recupereze carnetul. Ion Șoricică, fostul șef al brigăzii rutiere București, este unul dintre suspecții în acest dosar penal. El este cel care a făcut legătura între șoferul prins băut la volan și comisarul șef de poliție Ion Joie Stoica. Primul inculpat, comisarul șef de poliție, beneficiind de sprijinul celuilalt, ar fi pretins și primit suma de 3.000 de euro de la o persoană care fusese depistată la volan, având o alcoolemie peste limita legală. În schimb, inculpatul ofițer de poliție i-a promis persoanei că va interveni astfel încât să scape de dosarul penal, acesta să fie clasat. Cei doi bărbați au fost duși la sediul DNA pentru audieri. În trecut, comisarul șef a avut o funcție importantă. Ion Stoica a fost șeful biroului accidente rutiere soldate cu victime din Brigada Rutieră București. Deocamdată, ancheta este în desfășurare. Procurorul de caz consideră că cercetarea celor două persoane în stare de arestare preventivă este utilă pentru bunul mers al anchetei penale. Comisarul șef de poliție Ion Stoica i-ar fi pus la dispoziție șoferului o rețetă clară prin care să păcălească rezultatul analizelor. Mai exact, i-a spus ce se declare cuvânt cu cuvânt, în așa fel încât în momentul în care se recalcula alcoolemia să reiasă un rezultat sub limita legală. Fapta a fost comisă pe data de 8 ianuarie 2022 și practica la sfârșit acum când procurorii DNA au intrat pe fir. Cei doi bărbați sunt momentan reținuți pentru 24 de ore. Ion Șoricică, fostul șef al brigăzii rutiere București în anii 90, este acum avocat, dar are un trecut tumultos. La vremea respectivă se pare că au apărut imagini cu el în timp ce dirigea minerii veniți în capitală.